Bună ziua și bine ați venit alături de mine în bucătărie. Astăzi am să pregătesc o cremă caju, cremă pe care o folosesc la desertul, deci va fi varianta dulce. Și vreau să vă arăt despre ce este vorba. Am hidratat peste noapte 250 de grame de caju, l-am cântărit înainte de a-l hidrata. Am aici 100 de ml lapte de cocos făcut în casă. În descriere am să vă las linkul către rețeta laptelui. O lingură ulei de cocos și o lingură sirop de curmale. Puteți să îndulciți crema cu orice altă alternativă. Eu am ales de data aceasta să folosesc siropul de curmale, chiar dacă îi va schimba puțin culoarea cremei. Am să pun cajuul în blender. Jos. Am să adaug laptele. Uleiul de cocos. Și siropul de curmale. Se poate folosi și miere. Sau ce aveți la mână. Este gata. Am să pun crema într-un borcan. Capac, să se închide etaj și am să țin crema la rece până în momentul în care o voi folosi. Se poate consuma și ca atare. Așa arată crema mea de brânză din caju. Eu v-am spus că acum am făcut varianta dulce. Am să revin în alte filmulețe cu varianta sărată, pentru că se pot face tot felul de deserturi și degustări și pe varianta sărată. Și am să revin și cu o variantă care se poate consuma la micul dejun, fie întinsă pe pâine, fie alături de ardei, omletă, ochiuri, ce ar fi. Dacă v-a plăcut rețeta mea, vă rog frumos să-mi dați un like și să vă abonați la canalul meu de YouTube. Până data viitoare, să avem copii sănătoși și mâncătoși. La revedere!